Parchetele din Olt s-au înregistrat anul trecut cu un număr mult mai mare de inculpați care au fost achitați de instanțele de judecată. Vina pentru această situație nu aparține procurorilor olteni, ci legiuitorilor care au modificat legislația penală prin dezincriminarea unor fapte. Am reușit să obținem rezultate bune și foarte bune dacă ne raportăm la activitatea desfășurată de colegii noștri din circumscripția aceleiași curți de apel, care și ei la rândul lor s-au confruntat cu deficiențe de personal. Exceptând cauzele în care achitările s-au pronunțat pe baza modificărilor legislative, procurorii nu au multe să-și reproșeze cu privire la instrumentarea miilor de cazuri aflate pe rolul fiecărui parchet din județ, și asta în condițiile în care instituțiile se confruntă cu o criză acută de personal. Într-un număr de 15 față de 6 anul trecut, vorbesc la nivel de județ, niciuna dintre acestea nu a fost reținută ca fiind imputabilă procurorului, însă ceea ce vreau să precizez că din cele 15 soluții de achitare, 11 s-au pronunțat ca urmare a dezincriminării, respectiv ca urmare a unor decizii de neconstituționalitate prin raportare la abuzul în serviciu, respectiv circulația pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, unde de asemenea acum 2 ani și jumătate a intervenit o decizie de neconstituționalitate. Ca și o pondere, numărul inculpaților achitați din numărul inculpaților trimiși în judecată pe alte temeiuri decât cele la care făceam referire privind dezincriminarea este destul de mic, 0,47%. Informațiile cu privire la activitatea procurorilor olteni au fost făcute publice cu ocazia prezentării bilanțului pe anul trecut de către prim-procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.